Ne smerim înaintea lui Dumnezeu, face tăcere în sufletele noastre, în noi, în mijlocul nostru și ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru și Tatăl nostru care ești în ceruri, Tu ne-ai creat, ai Tăi suntem, slăvit să fie numele Tău. Ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus și în această seară. Ne dai acest har să putem sta înaintea Ta, nu prin vrednicia noastră, ci prin ceea ce Tu ai realizat, prin ceea ce Tu ai făcut. Și ai făcut acel lucru imens, când Fiul Tău, de bună voie, a acceptat piroanele și coroana de spini și a acceptat moarte îngrozitoare pe cruce, pentru ca noi, cei păcătoși, să fim albiți, să fim schimbați, să devenim copii ai Tăi. Doamne, mulțumim că atunci ai deschis poarta cerului pentru ca noi să putem intra în Sfânta Sfintelor, slăvit să fie numele Tău. Ne închinăm înaintea Ta. Mulțumim pentru tot ceea ce ești, pentru tot ceea ce faci. Mulțumim pentru ceea ce ai lucrat timp de o săptămână între noi și în localitatea Tulca. Mulțumim pentru toți care au vizitat casa Ta, mulțumim pentru tot cuvântul care a fost vestit, mulțumim pentru fiecare cântare și poezie și tot ce a fost și vrem să-ți mulțumim pentru toți musafirii care au slujit. Doamne, în toate, slăviți să fie numele Tău! Amin. Te rugăm, adună-ți gloria și în seara aceasta dintre noi și te rugăm prin Duhul Sfânt, fii prezent între noi. Amin. Mulțumim pentru grupul de la Alești, frații noștri, surorile noastre, avem același Domn, aceeași credință, avem aceeași Evanghelie de împărtășit. Ne rugăm, binecuvântă slujirea dânșilor. Amin. Te rugăm fratelui păstor să-i dai cuvânt. Amin. Doamne, vorbește-ne prin dânsul. Amin. Ne rugăm să binecuvintezi frații noștri din Alești și din altă parte, Doamne. Toți slujim același Dumnezeu și te rugăm, lucrează cu putere deosebită în seara aceasta în România. Amin. Mântuiește oameni, Doamne, din poporul român. Îmbracă robii Tăi în putere. Amin. Și, Doamne, pentru toate fii binecuvântat, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru și mulțumim pentru harul pe care ne-l acordă ca și în seara aceasta să fim în casă de rugăciune și vă salutăm pe toți cu toată dragostea, dorind din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să avem musafiri pe care i-am anunțat încă de săptămâna trecută și care au ajuns în seara aceasta să fie cu noi și care vor sluji. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Corul Bisericii din Alești, bine ați venit la Tulca! Am înțeles că nu-i tot corul aici, dar cei care ați putut veni ne bucurăm. Ne bucurăm că sunteți cu noi, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să folosească cântarea dumneavoastră și slujirea dumneavoastră pentru a cerceta, a înălța sufletele și viețile noastre. De asemenea, ne bucurăm să-l avem pentru prima dată împreună cu noi pe fratele păstor, fratele Sabin Baran. Bine ai venit la noi! Domnul să te binecuvinteze, să-ți dea cuvânt pentru noi. Și fie ca Duhul Sfânt să se coboare peste adunarea noastră în seara aceasta și în dreptul fiecărei inimi să stea Duhul Sfânt, să pregătească inima noastră pentru a primi cuvântul din partea Domnului. Salutăm musafirii care sunt cu noi din alte părți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să avem în seara aceasta conducerea primăriei aici cu noi, domnul primar, domnul vice, bine ați venit! Dumnezeu să binecuvinteze comuna noastră. Amin. Să dea pace, unitate, liniște, prosperitate. Și să ne ajute pe toți să-L cinstim, să-L onorăm, să-L iubim pe Dumnezeul nostru și pe Mântuitorul nostru. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Avem în seara aceasta cântarea corului, o să cânte și fanfara. La început avem o cântare cu toată biserica, invitații care sunt la închinare, să vină în față și împreună cu ei, plin de bucurie, să înălțăm, să glorificăm pe Dumnezeul nostru. Apoi vom asculta fanfara și după cântarea fanfarei, prima parte a programului pe care l-au pregătit musafirii noștri din Alești. Haideți să cântăm, să lăudăm pe Domnul nostru.
Oh.
aceasta și vă mulțumim pentru invitația făcută să fim împreună cu dumneavoastră. Prin Harul lui Dumnezeu, împreună cu frații și surorile din Aleși, din luna septembrie anului trecut, slujim împreună și am înțeles să-L căutăm pe Domnul. Mulțumim că Dumnezeu ne-a dat Harul ca în seara aceasta să ajungem aici și să vă putem sluji. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Ghiță pentru invitație. M-am bucurat să cunosc pe fratele Modrău. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să dea biruință Evangheliei care a fost propovăduită și va fi propovăduită, fie că va fi în perioada aceasta, fie că în slujba și mandatul Bisericii această lucrare nu va înceta, va continua. Că va fi propovăduită din amon, că va fi propovăduită prin cântare. Dumnezeu să dea har și să-și înmulțească poporul și aici și la Aleș. Amin. Vă salutăm cu drag în numele Bisericii și ca unii care am plecat spunându-le fraților și știind că suntem aici, ei se roagă pentru noi și ei sunt acum în închinare împreună și în numele lor vă aducem salutul nostru și de asemenea o urare, pentru că încă suntem la început de an, ca Dumnezeu să vă facă parte de Harul Său și în anul acesta. Amin. Și în cele materiale și mai ales în cele spirituale. Amin. Amin. Se ridică fratele Laurean să aducă înaintea Domnului împreună cu frații și surorile timpul acesta de închinare pe care vrem să-l avem împreună ca un timp de laudă în prezența Domnului și de vestirea Evangheliei prin cântare, un timp în care Duhul lui Dumnezeu, prin mărturia noastră, în cântare sau cuvânt, poezie sau intervenții particulare, Dumnezeu să sensibilizeze și să pregătească pământul în așa fel încât sămânța să cadă într-un pământ bun. Să vertuim ca Harul lui Dumnezeu la vremea potrivită să aducă rod. Amin. Amin. Oh,
om, ce mari răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui prin scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre iad sau rai pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care îl spui sau scrii s-a dus și în veci nu-l mai aduci, dar vei culege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă. Vorba ta, mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, cuvântul scris e leac sau e o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă, un drum deschis înspre infern sau paradis, spre ocare sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau de sfârâu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta, în urma ta, nu piere, e calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete spre ea, spre rai sau spre durere. Trăiește o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești, vei câștiga, ori fericire în veci pe ea, ori chin pe totdeauna. O, om, ce mare răspundere ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai pe mulți, pe mulți, spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios, odată vei da seama. Amin. Amin.
Astăzi, ați mai repetat una afară de astăzi. A fost ceva nou și pentru noi ca biserică și pentru mine. Mulțumim!
Trebuie să cântăm o cântare și să ne ridicăm cu toții pentru înviorare. S-a întâlnit aici, în biserică. Invit frații care sunt în închinare să vină în față, cântăm o cântare și ascultăm partea a doua a programului pregătit de musafirii noștri. Doar în Hristos îmi cred mereu.
acum de noapte, până ce Domnul m-a vindecat. Liber în Domnul, liber spre ceruri, nu știu în urmă să mai privesc. Crucea stă să trăiesc.
crescut închin. Unii au mers înaintea noastră, alții în urma noastră vin. Unii au strălucit pe ruguri, alții trupurile șprâng, când clopotnițele îndângăt de durere parcă plâng. Martorii și-au spus cuvântul, răspicat, oriunde au fost, fie în zi de sărbătoare, fie în zi de negru post. Propovăduiau în taină sau pe metereze sus, cum din cer dumnezeirea, întrupatul San Iisus. El e azi cuvântul vieții, Dumnezeu și Duh și Fiu. Au știut părinții noștri, știi și tu, și eu o știu, cum peletrul din Golgota a fost țintuit hain și a murit senin ca cerul, a murit în greul chin. Și mai știu că chinul groaznic l-a răbdat și pentru mine. Știu că el, Nazarineanul, a murit și pentru tine și triumfător și falnic a înviat pentru noi toți. Cum mai stați în întuneric să-l neprețuiești mai poți? Nu auzi o simfonie? Sunt martori în cer cântând. Ștefan, împroșcat cu pietre, moare către cer privind. Doamne, Sfântul tău apostol Pavel e o icoană neîntrecută. Viața lui nimic nu-ți spune, moartea-i mărturie mută. Catacombele în ruină, lanțuri, ruguri cenușii, toate vor fi martori groasnici vieții tale în veșnicii. Dacă din durerea vremii inima nimic nu-ți spune, mâna ta încearcă-n taină streașină la ochi a-ți spune și privești un vârf de munte. Golgota se cheamă el. Vezi trei cruci în întuneric. Vezi pe blândul mielușel. Nu auzi cum groasnic bate un ciocan în cuie lungi, sfântul sânge, vezi cum curge, pârâind sub negre dungi. Simți durerea ce străbate, fioros în trupul lui. Simți cum se despică carnea, pârâind sub rece cui. Nu-i tablou, e o zi trăită, vipor care a mai fost. Stau adesea în pragul nopții, mă înfior și plâng și ascult cum din groaznica durere și din tăinuita-i moarte s-a născut o mântuire care în brațe să ne poarte. Vrei o altă mărturie ca să poți și tu să crezi? Vezi, vrei să vezi din nou martiri șiruind pe cruce, pârâind sub negre dungi? Nu-l mai aștepta, zadarnic. Nu mai vine în chip de om. Va veni pe nor de slavă ca judecător și domn. Strop de sânge cu sudoare, nu mai varsă în ghețimani, în genunchi, în rugăciune, pentru mine și dușman. Zi de sfântă bucurie pentru cei ce l-or primi. Va fi clipa în care cerul cu pământul s-or uni, iar biserica lui scumpă și pe veci răscumpărată, cântând imnuri de mărire, către cer va fi înălțată. Amin. Amin. Thank you.
Yeah.
Vă invit să deschideți Scripturile în Evanghelia după Marcu, la capitolul 12 și vom citi de la versetul 28 la 34. Evanghelia după Marcu, capitolul 12, de la versetul 28 la 34. Stăm apoi în rugăciune. Îmi să rog de fratele din Ghita și să ne conducă în rugăciune cu voce tare. Evanghelia după Marcu, capitolul 12, de la versetul 28 la 34. Să ascultăm cuvântul Domnului. Unul din cărturari, care auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis, că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Amin. Amin. Să ne rugăm. Părinte, trebuie să stăm înaintea ta. Mulțumim pentru o seară de har. Mulțumim pentru acest timp pe care Tu l-ai pregătit pentru toți care sunt pe aici. Doamne, acum, când în harul Tău Tu vrei ca să dai binecuvântare peste orice suflet, te rugăm, lasă ca fiecare inimă prezentă să fie deschisă înaintea Ta. Amin. Să dorească binecuvântarea Ta. Amin. Să dorească harul mântuirii Tale. Amin. Mulțumim pentru că în Domnul Iisus este har. Mulțumim. Este binecuvântare. Mulțumim. Este mântuire. Da. Și în seara aceasta vrei la toți să ne împaci. Da. Ajută-ne să primim cu mulțumire. Amin. Cu inimi deschise, cu cuvântul pe care l-ai pentru lor. Binecuvântează-ți rogul, dă-i înțelepciune, dă-i putere, dă-i călăuzire prin Duhul Sfânt. Amin. Inimile noastre, te rugăm, Părinte Ceresc, fă să fie un ogor bun, amin, care să primească tot ce ai pregătit pentru lor. Amin. Și când vom pleca de aici, ajută-ne ca să mergem oameni mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, cu bucuria prezenței Tale în inimile noastre. Amin. Și ajută-ne să ducem în casele noastre bucuria prezenței, bucuria mântuirii, amin, pe Tine, Iisuse Hristoase, ca să ne poți binecuvânta nu numai pe noi aici, ci și casele noastre. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Una dintre bucuriile pe care le-am avut în copilărie a fost să învăț să cânt în orchestră. Când am început prima dată slujirea la Moldova Nouă, mi-am slujit 11 ani în Fisura Dunării și apoi în toamna trecută ne-am mutat aici. Când am ajuns acolo, am reușit împreună cu un grup de copii să învăț la fanfară. Și m-am bucurat să vă aud în seara aceasta. Am întrebat câți dintre dumneavoastră sunteți aici profesioniști, adică faceți muzică și trăiți din asta. Și fratele Ghiță mi-a spus că singurul secret aviz amatorii, cine are urechi de auzit să audă. Singurul secret pe care îl aveți este multă... Așa-i? Ați văzut
că știm toți. Bun. Apoi ajută-ne Domnul să facem la fel. Amin. Ei n-au să așa de tare. Voi ați zis că voi știți ce înseamnă. Felicitări, felicitări pentru ceea ce face Domnul să vă întărească și cu harul lui Dumnezeu să fiți însoțiți. Și să cântați întotdeauna, știind că Domnul mai întâi privește la inimă, o inimă curată, e o inimă pe care Dumnezeu o cinstește și o binecuvintează, o inimă pe care Dumnezeu o prețuiește, o inimă pe care Dumnezeu vrea să o binecuvinteze și o inimă în care Dumnezeu schimbă, chiar și prin aceste discipline, chiar și prin aceste repetiții. Domnul să vă întărească și să continuați să slujiți cu aceeași pasiune pentru Domnul în curăție, pentru slava Lui. Amin. Amin. Pentru noi a fost o onoare, a fost o cinste să fim împreună cu dumneavoastră și îi mulțumesc Dumnezeu. M-am bucurat să văd biserica, da, așa cum spunea Frate Ghiță, pentru prima dată. Noi ca și așa, echipă de slujire, e prima ieșire împreună și e bucuria noastră de a fi împreună. Și mulțumesc Domnului pentru frații și surorile de la Hale, unde am fost primiți cu căldură, cu dragoste și cu care putem lucra pentru slava Domnului. Mă rog să-i binecuvinteze Domnul și tot așa cum ați cântat în seara asta, să cântați și acasă. Amin. Dacă cântați așa, eu sunt mulțumit. Întotdeauna ei cânt așa și mulțumesc Domnului pentru ei și mă rog să-i binecuvinteze Domnul. Amin. O altă mare bucurie pe care o am este să mă întâlnesc cu Dani. Dani, ne-am întâlnit la școală, la universitate și mi-am dat seama că suntem amândoi și păstori și cântăreți. Greu să le conving pe amândouă, dar noi probim, încercăm. Ne rugăm însă Domnul să ne ajute să nu le neglijăm pe niciuna. În seara aceasta însă sunt chemat să predic și predica mea în seara aceasta am intitulat-o Când aproape nu este suficient. Când aproape nu este suficient. Dacă te-ai grăbit să te duci la lucru și ai ajuns aproape la fix după ce a plecat autobuzul, aproape l-ai pierdut. Dacă te-ai dus și scrie mare reducere și zici, aaa, ce n-am gardul de cumpărător la mine, mă duc până acasă repede, dar zice, vin imediat, zice, mai e un pic de timp și aproape am să ajung. Când ai ajuns reducerea, tocmai s-a terminat. Ai fost aproape, da? S-a dus. A fi aproape de împărăția lui Dumnezeu, să știți că nu este în avantajul nimănui. Dimpotrivă, este în cea mai mare defavoare pentru fiecare dintre noi. Pentru că aproape înseamnă de fapt departe. Aproape înseamnă de fapt că lucrurile pe care e important să le faci în viață nu le-ai dus până la capăt. De aceea în seara aceasta o să descoperim că probabil majoritatea dintre noi suntem foarte aproape. Suntem aproape să luăm deciziile care trebuie, suntem aproape să facem pașii care trebuie în relația cu Dumnezeu, suntem aproape în a schimba lucruri din viața noastră ca să fim mai sfinți, dar evităm. Și vreau să vă spun că e important astăzi să luăm o hotărâre, pentru că sunt câteva lucruri de care suntem foarte, foarte aproape. Unul din cele mai neglijate, nesocotite și lăsate la urmă, amânate și date la o parte în viața vieții, în viața noastră este pasul întoarcerii la Dumnezeu înainte de a pleca în veșnicie. David zice, între mine și moarte nu este decât un pas. Moise, după ce trăiește și în experiențele lui Dumnezeu are atâtea binecuvântări, zice, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, la 80 pentru cei mai tari, și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere,
Căci trece iute și noi zburăm. Iov, uitându-se la viața lui, zice: omul se naște pe pământ ca să moară, după cum scânteia să ardă puțin și să se stingă. Când Domnul Iisus vorbește despre viață, o imaginează cu firul de iarbă și zice: iarba care îmbolțește dimineața, înflorește și seara se usucă și este aruncat în foc. Foarte puțin, foarte scurt. Așa că toți cei care suntem aici, suntem foarte aproape de plecarea în veșnicie. Cine spune? Domnul. Zilele noastre sunt în mâna Lui. Zilele noastre sunt în ghemul pe care l-are El. Și David spune, niciuna nu se întâmplă fără ca Domnul să știe. Apoi un alt lucru important, un alt pas important în viață de care trebuie să fie copii, este că suntem foarte aproape de judecata lui Dumnezeu. Suntem foarte aproape de la Dumnezeu. Zice Scriptura, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata. Și Solomon, înțeleptul Solomon, scrie din înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu și zice, judecata aceasta se va face cu privire la tot ce ascuns, fie bine, fie rău. Pavel spune, toată lumea trebuie să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată lui Hristos ca să deie socoteală. Ioan când vede în Apocalipsa viziunea de final, spune, morții și marea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ea. Toți au stat înaintea lui Dumnezeu la judecată și fiecare ce Scriptura au fost judecați după faptele lor. Avem o gândare, să o gândați cu Iisus, față în față, ce măreți mă voi privi. Dar voi sta într-o zi față în față cu Domnul Iisus. Și între momentul acesta și întâlnirea cu El este foarte puțin. De fapt, este atât cât îngăduie Dumnezeu, fără ca eu să știu, și întotdeauna când Domnul Iisus Hristos cheamă la mântuire, timpul la care Dumnezeu cheamă la mântuire este astăzi. Așa că în seara aceasta ne vom uita la care sunt lucrurile importante în viață pe care trebuie să le facem azi. Sunteți aici copiii bisericii. Sunteți aici oameni care probabil frecventați biserica. Sunteți aici oameni pe care cei dragi din biserică vă tot invită la casa lui Dumnezeu și probabil din drag, din respect, văzând lucrurile bune care se întâmplă aici, veniți cu plăcere. Dar amânați hotărârea întoarce la Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți dintre cei pe care cei de aici vă consideră foarte aproape, sunteți apropiați. Și nu-i asta prima dată, poate și în săptămâna asta ați mai auzit cuvântul Dumnezeu. Întrebarea însă este, ce vei face? Asta e întrebarea. Și întrebarea este legată de două lucruri importante. Am să intru în textul pe care l-am citit. Un text care ne vorbește despre un om care face parte din una dintre categoriile sociale importante din viața religioasă a poporului evreu, dintre cărturari. Un om care în slujba lui era să știe tot ce înseamnă legea lui Dumnezeu. Ei o scriau, o păstrau și în același timp o citeau și o memorau. În paralel cu ei, fariseii erau cei care o aplicau cu minuțiozitate în toate aspectele. Dar Domnul Iisus Hristos când vorbește despre ei, zice că voi dați de juială din toate lucrurile așa cu meticulozitate și toate vreți să le faceți după lege, numai că uitați cele esențiale. Uitați mila, uitați dragostea. Toate lucrurile astea le lăsați deoparte. Cărturarul acesta aude o discuție pe care o are Domnul Iisus Hristos cu saducheii. Saducheii nu cred în înviere. Și Domnul lămurește problema cu ei. Și el e în mulțime, îl ascultă pe Domnul și zice, vine un răspuns. Vine un răspuns Domnul Iisus Hristos. Hai să-l testez și eu. Dacă saducheii l-au testat, hai să-l testez și eu să văd ce fel de învățător este acesta. Și pentru că Domnul Iisus Hristos este implicat acum în lucrarea publică, oamenii aud despre El, aud despre minunile Lui, farisei și cărturarii, o parte dintre ei, mică, cei drept, au vrut totuși să vadă ce cu omul acesta. Vă-ți aminte că Nicodim, un vruntaș al iudeilor, s-a dus la Domnul Iisus și a zis, noi bănuim că Tu ești un om venit de la Dumnezeu. Spune-ne cum stau lucrurile.
Oamenii aceștia au fost interesați să vadă cine este Iisus Hristos. Și omul acesta vrea să-i pună o întrebare doctrinară, vrea să-l verifice pe Domnul Iisus Hristos și să vadă, păi, cunoaște învățătorul ăsta legea? Știe cam cu ce se mănâncă legea noastră a poporului evreu? E bine întemeiat? Și prin o întrebare am spune noi așa de simplă. Care-i cea mai mare poruncă? Domnul îi răspunde și omul acesta, cărturarul acesta, după răspunsul Domnului Iisus Hristos, prima reacție pe care o are este aprobatoare. Da, ai răspuns corect, așa e. Și dă Domnul Iisus Hristos nota 10, fepe, usteluță. Numai că Domnul Iisus Hristos face o observație. Și eu și tu știm același lucru. Și îl știm bine amândoi. Este însă o problemă la tine. Eu am venit să aduc împărăția lui Dumnezeu pe pământ și tu nu ești în... Tu nu ești în ea. Ești aproape de împărăția lui Dumnezeu. Ești aproape de împărăția care a venit din cer. Dar nu ești înăuntru. Și nu ești înăuntru pentru că mai lipsește ceva lângă ceea ce deja ai. Cunoștința. Asta era ceea ce cărturarul ăsta avea. Cunoștea. Cunoștea care-s poruncile, cunoștea care-s legile, cunoștea care-s lucrurile. Cunoștea foarte bine. Să vă spun în seara asta că și noi de la Aleș și dumneavoastră de la Turca știm ce trebuie să facem. Vă spun, pentru că-s dator în seara asta să vă spun, chemarea lui Dumnezeu pentru toți cei care știm și suntem aproape. Să putem fi înăuntru este să facem ceea ce Domnul Iisus Hristos a cerut acestui cărturar enunțând primele cuvinte din porunca Domnului. Știți care sunt cuvintele? Ce ascultă Israele că Domnul este Domnul Dumnezeul tău, singurul Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amin. Ascultă! Și ascultă în Scriptură nu înseamnă numai să auzi. Ai auzit, e frumos? Da, au cântat, au cântat. Ai auzit? Da, frumos cuvinte. Bă, bine au zis. Ascultarea înseamnă ca ceea ce ți s-a spus și ai înțeles să faci. Parcă e așa de simplu. Dar întotdeauna e parcă așa de greu. Să ieși de aici și să zici, Doamne, am înțeles. Ce am înțeles? Am înțeles că trebuie să te iubesc pe tine mai mult decât orice pe pământul ăsta. Că trebuie să te iubesc pe tine cu tot ceea ce sunt eu. Și aici parcă am face un pas important că ne-am dorit și eu cred că niciunul dintre cei care sunteți aici n-ați declara pe proprie răspundere eu nu vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. Ar fi o nebunie. Eu dimpotrivă îmi dau toată silința să-I fiu plăcut lui Dumnezeu. Și fiecare în felul în care înțelege și cunoaște vrea să fie legat de Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu. Întrebarea însă este, așteaptă Dumnezeu să-L iubesc cum vreau eu sau cum așteaptă El? Iubirea mea față de Dumnezeu este circumstanțială. Este circumstanțială. Dacă-i bine, dacă am ce-mi trebuie, dacă-s ok, dacă lucrurile merg bine, atunci și relația mea cu Dumnezeu e ok. Dacă lucrurile nu-s ok, dacă sufăr, dacă trec prin încercări, dacă trec prin lipsuri, atunci problemele acestea influențează relația mea cu Dumnezeu. Ei, Domnul vine și spune, n-ar trebui să fie așa. Ci pe Domnul Dumnezeul tău să-L iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu tot ceea ce ești tu, să-L iubești pe Dumnezeu și să-L dorești pe Dumnezeu. Amin. Ei, dar noi avem o problemă. Știți care e problema noastră? Că noi nu numai că nu vrem, aici e o discuție, dar Scriptura ne învață că fără o lucrare specială pe care o face Duhul Sfânt, într-un mod miraculos, în care numai El știe să o facă, noi nu-L putem iubi pe Dumnezeu, ba mai mult decât atât. Intențiile și dorințele noastre sunt îndreptate înspre alte lucruri pe care le iubim cu nesaț. Scriptura vorbește despre patru lucruri pe care Domnul ne spune în Scriptură să nu le iubim. Și ar să le menționez pe scurt. Le știți.
Mai întâi zice Domnul Iisus Hristos, nu iubiți lumea. Ma, ce să înțelegem prin asta? Să nu iubim pe oamenii de lângă noi? Nu, că Domnul Iisus Hristos zice să iubim pe toți oamenii, cât atât de noi să trăim în pace cu ei, și să iubim nu numai pe cei care ne fac bine, ci pe cei care ne fac rău, și pe vrăjmașii noștri să iubim. Atunci ce spune Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește despre lumea aceasta în care trăim și pe care să nu iubim? Stilul ei, tiparul ei de gândire, modul ei de manifestare și de căutare a sensului vieții. Asta n-ar trebui să fie prioritatea noastră. Că noi avem felul în care trebuie să iubim lucrurile de aici în perspectiva veșniciei. Știți cum trebuie să le iubim? Zice Domnul Iisus Hristos. Lumea trebuie iubită, știți cum? Ca să îți faci cu lucrurile de aici, de pe pământ, comori și bogății adunate pentru cer. Să iubești lumea de aici atât cât să-ți aduni în ceruri o comoară veșnică. Acum, când iubești așa, sunt cel puțin două, dacă nu trei, atitudini pe care trebuie să le ai. Atitudinea de sacrificiu, atitudinea de dărnicie și atitudinea de ascultare totală de Dumnezeu, de separare, de sfințire, de curățire. Dacă lucrurile astea nu sunt viața ta, ai căzut în capcană, iubești lumea mai mult decât pe Domnul. Apoi Scriptura ne vorbește că Domnul ne cheamă să nu iubim, foarte interesant și greu, ne cheamă să nu iubim pe cei din casa noastră mai presus decât El. Greu de acceptat asta. Zice Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, cine iubește pe tată sau pe mamă sau pe frate sau pe soră mai mult decât pe mine, ce nu-i vrednic de mine și de împărăția mea, nu va intra în împărăție. E aproape, dar nu-i înăuntru. E încă afară. Să mă mutăm în una veche, zicea, aproape convins de cuvântul divin. Aproape a ajuns la Iisus ca să vin. Dar ușa e tot deschisă și tu ești tot afară. Nu ți este de folos. Și atunci când iubesc ceea ce îmi spun alții, ceea ce contează pentru ei, mai mult decât ceea ce îmi spune Dumnezeu, nu voi fi vrednic să intru în Împărăția lui Dumnezeu. Că trebuie să renunț dacă lucrurile acelea, ale prietenilor, ale familiei, și vin din context de țară unde mulți nu se întorc la Dumnezeu, nu-L caută pe Dumnezeu, nu citesc Scriptura, nu vin la adunare, nu se pocăiesc, nu se botează, pentru că îi țin vorbele și sfaturile și interdicțiile și încăpățânările celor din familie. M-a avut pe cineva la Moldova care a zis, am crescut în familie de pocăiți. Am fost dus la biserică și am memorat versetele de aur. M-am căsătorit în lume și am tânjit după Dumnezeu și am tânjit după Dumnezeu și am tânjit după Dumnezeu și am zis să mă pocăiesc. Dar nu m-a lăsat tot. Și m-a oprit și m-a lăsat la biserică și m-a bătut. Și au ajuns să îmbătrânească. Fata a plecat în Statele Unite. Dumnezeu i-a încercat într-o încercare mare. Singurul nepot pe care l-aveau de la fată, într-o zi, s-a dus de la casa lui, la casa prietenei lui, pe drum a avut un accident și a rămas legumă. N-a murit, a rămas pe pat, după ani de tratament și a revenit puțin, a trebuit să ia de la zero tot, să învețe să mănânce, să învețe să vorbească, să învețe să umble, să învețe absolut tot ca un copil mic. Și a venit necazul zguduitor în viața și în familia lor și a început să vină la biserică. Și a început să vină la biserică și eu tot am întrebat-o, Doamne Emilia, când vă pocăiți? Când vă doarceți la Dumnezeu? A venit la biserică și dorința i-a fost la Dumnezeu să intervine într-un mod miraculos și să-l vindece pe nepotul ei. Dumnezeu a intervenit
Deja băiatul a început să simtă mai bine, după terapie, după medicamentație. Momente și momente în care au văzut intervenția lui Dumnezeu. Doamne Emilia, când mă întoarceți la Domnul? Mi-a zis, nu mă lasă, bărbat. Măi, bă, lasă-o, că acum, până acum toată viața ai zis că nu te lasă. Mă, ce poate să facă? Că e și el bătrân, și lumea ta, ești bătrână, nu a plecat de la mâncare, unde să se ducă? Că n-are pe altcineva. Fata e plecată, mă, o să fie supărat o săptămână, două, trei, și până la urmă se resemnează. Dar vinul la mântuire, caută sufletul să-l împaci cu Dumnezeu. Și-a tot amânat. A murit soțul ei. Când a murit soțul ei, au venit prietenii. Și au venit prietenii și nu știu cum e aici la dumneavoastră, orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare, persoanele care sunt de față se exclud. Au venit și au îngropotit-o. Hai, dar cum să-i chem pe pocăiți? Să-i chem pe pocăiți? Nu, ce noi avem noi ale noastre. Și au început din ritual în ritual. Și au zis, acum să scap de toate lucrurile care trebuie de mormântare, trebuie să le faci pe toate. El a fost ortodox, iar tatăl Domnului a dus la pocăiți. Dar trebuie să le faci. Și au zis, măi, lăsați-mă, că nu, nu. A venit fata din mea, mama, cum să ne facem de rușine? Cum să nu ținem toate lucrurile astea? Bun, dar zice, să gata, astea și gata. Hai, nu, zice, cum mai este la 6 săptămâni? Cum mai este la 6 luni? Cum mai este la 1 an? Cum mai este nu știu unde? Și unul de spune, măi, doamna Irina, când vii? Păi zice, după ce gata toate astea, lasă-le acum, lasă-le. Și vină la Dumnezeu. Dar pentru că spun și unii și alții, ba că te-ai prostit, ba că te-ai stricat la cap, ba că nu te interesează, ba că nu știu ce vor să-ți ceară, ba nu știu că ce vor să-ți ia, ba că e mai bine aici, ba că într-asta te-ai născut, dacă pleci de aici, nu te-ai născut creștin. David zice în păcat va să-mi zic, niciunul de noi nu se naște creștin. Că eu n-am văzut oameni care să se nască pe aeroport și să devină elicoptere. Eu n-am văzut oameni care să se nască în garaj și să devină mașină. Nu se poate. E irațional să spui așa ceva. Și uite că avem două fetițe. Noi amândoi suntem credincioși, eu și soția mea. Nu le învățăm pe fete să mintă. Nu le învățăm pe fete să ascundă. Nu le învățăm pe fete să săpârască una pe cealaltă. Știți ce fac? Exact asta. De ce? Pentru că în noi este ceva stricat. Este o natură pe care Scriptura o numește păcătoasă. Și atunci, când în natura asta stricată ești, Dumnezeu te cheamă la mântuire și zice, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Și oamenii spun, nu, stai un pic. Stai un pic. Prieteniile, nănășiile, mătușiile, toate astea, să le lași? Da, trebuie să le lași dacă vrei să intri în împărăție. Dacă nu, vei rămâne tot aproape. Aproape de afară. Ei, de diferența acum între noi, cei care stăm aici, suntem înăuntru, și cei care sunt foarte aproape din plan, nu știu dacă acolo aveți ușă, să iasă afară. Nu, ăia care sunt acolo afară, ăia sunt aproape de biserică. Dar ei nu au parte de bucuria pe care avem noi aici. E exact așa și cu împărăția lui Dumnezeu. Vin, te uiți, îți place, guști. Bun, frumos, ne place nouă. Dar fără angajament. Ei, Domnul zice, cine iubește mai mult, ce spune lumea? Dragii mei, vă spun în seara aceasta, și pastori sau preoți, dacă vă spun și nu-i aici, să nu-i ascultați. Pentru că de Dumnezeu trebuie să ascultăm, zic apostolii, mai mult decât de oameni. Amin. Amin. Voi zice Domnul mai departe, cine își iubește mai mult viața lui. Deci, aici o mai poți negocia, că zici, mă, avem niște obligații față de și până la urmă, da, până la urmă, nu îmi cântă nici al meu cocoș pe gardul lui. Las, ei cu ale lor, până la urmă eu dau socoteala înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce fac. Ei, Domnul mută presiunea și spune, ia lucrurile atât de în serios cu Dumnezeu, încât nici măcar viața ta însuți să nu-ți fie mai presus decât dragostea de Dumnezeu. Noi m-am tot gândit, să poate un om în viața asta să se iubească pe sine însuși mai mult decât să iubească pe Dumnezeu? Și am deschis Scriptura și am găsit foarte simplu că se poate un om să se iubească pe sine însuși mai mult decât pe Dumnezeu.
Prima dată când Domnul cheamă ucenicii la El, zice, dacă voiește cineva să vină după mine, de eu. Eu avem încă îndoieli, nelămuriri, cum e? Pământ în jurul soarelui, soarele în jurul pământului. Rezolvă tu problema simplu. Fii tu buricul pământului. Lumea să se învârte în jurul tău. Folosește-te de cuvântul care poate să-ți arate cât de important ești tu. Știți care e ăsta? Eu. 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 Să ceartă. Unde zice, mai bine mi-ar fi dat o palmă dacă nu m-ar fi spus cuvintele alea. La mie să mi le spună. Stai un pic, cine ești tu? Dar ce mie să mi le spună? Mie să-mi vorbească așa? Mie să-mi spună el lucrurile astea? Mai facem și noi credință pastorală. Și le mai spunem câte una, dar nu le place. Ce-a venit la mine să mă muse? Mie să-mi spună așa ceva? Păi dar n-ai făcut bine. Eul din noi, eul din firea asta care e stricată și păcătoasă și care trebuie omorât, trebuie renunțat la el. Dacă îl iubești pe ăsta mai mult decât pe Domnul, iar nu-i bine. Și una foarte grea de care spun așa scurt, am hotărât ca în anumite lucruri să las păstorii să lămurească lucrurile, dar nu vă spun așa, o las și fratele Viță o drege. Zice Scriptura, să nu fiți iubitori, dar nu să ai nici aici, nici la alea. Nu să fac. Aici, pe valea asta, nu. Cred că la noi, în cara, așa. Zice, să nu fiți iubitori de bani. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor. Știți de ce familiile se despart? Zice, provizoriu, frate păstor, am vorbit cu o familie, zice, provizoriu și de 7 ani plecați. Despărțiți unul de altul. Păi ce înseamnă? Eu nu mai înțeleg sensul cuvântului provizoriu. Provizoriu înseamnă o lună, două, hai să zic așa. Da, pentru că și amândoi au salariu bun în țară. Acum n-au salariul care l-au când lucră acolo. Dar unul într-o parte, unul într-o altă. Și îți năcazul, și îți năcazul cu copii, și îți năcazul cu părinții, și îți năcazul că bunicii nu se mai descurcă. Și le tot spun. Da, spus, măi, veniți acasă și stați unul cu altul acasă. Aveți tot ce vă trebuie. Haide, vă soră, zice, nu mai putem. De ce? Din cauza iubirii de bani. Iubirea de bani este rădăcină la toate relele. Zgârcenia, lipsa de disciplină, lipsa de dărnicie, toate lucrurile astea nu fac altceva decât să ne apese și să ne lege inima de lucruri care ne înstrăinează de Dumnezeu. Astea zice Domnul să nu le iubiți. Bun, atunci ce să iubim? E atât de simplă expresia Domnului Iisus Hristos. Să iubești pe Domnul. Dacă crezi că Dumnezeu există, dovada cea mai importantă de ascultare și de supunere față de El în dragoste este respectarea poruncilor Lui. Și vreau să mă îngăduiți să vă citesc doar câteva versete pe care Scriptura le menționează și în care Apostolul Domnului Ioan zice așa. Atunci când vorbește despre dragoste, despre dragostea de Dumnezeu, el spune cum ea se dovedește. Ea se dovedește în ascultare. Ea se dovedește atunci când tot ceea ce facem se supune voii lui Dumnezeu. Atunci când tot ceea ce facem împlinește ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Și dragostea pe care noi o dăm lui Dumnezeu este, de fapt, dragostea pe care mai întâi de toate am primit-o de la El. Noi nu putem iubi, zice Ioan, noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Noi suntem egoiști. Noi nu iubim pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-L iubim. Dar învățăm să-L iubim pe Dumnezeu așa cum vrea El să-L iubim, uitându-ne la cât de mult ne-a iubit El. Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Cât de mult va iubi Dumnezeu pe voi? Știți cât de mult va iubi Dumnezeu pe dumneavoastră? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a venit aici la noi și ne-a dat popcorn, ne-a dat bomboane. Să aibă toată lumea bomboane. Să aibă toată lumea bani. Să aibă toată lumea tot ce le trebuie. Să aibă toată lumea prosperitate. Așa-i?
Nu, să uitam Dumnezeu la cea mai importantă criză în care eram. Și anume păcatul nostru care ne desparte Dumnezeu pentru veșnicie. Și a zis așa, pentru păcat pedeapsa, pedeapsa este moartea și voi veți pleca veșnic în iad departe de fața mea. Și Hristos a zis, Tată, eu, Fiul tău, mă duc să mor în locul ticălosului. Mă duc să mor în locul imoralului. Mă duc să mor în locul bârfitorului. Mă duc să mor în locul celui care nu-și poate înfrâna privirile. Acelui care nu-și poate înfrâna gândurile. Acelui stricat și păcătos. Tată, beau eu paharul acela amar al păcatelor lui. Și între cer și pământ, zice Pavel în Romani 5, la împlinirea vremii, Dumnezeu, zice Scriptura, ne-a iubit arătându-și dragostea față de noi pe când eram noi încă păcătoși prin faptul că a murit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Așa că această dragoste sacrificială, această dragoste a Lui Hristos plătită în jertfă, în sânge care a curs, înțelegeți despre ce e vorba? Aici nu e vorba de faptul că ți-o dat niște bani împrumut și nu mai cere înapoi. Aici nu e vorba despre faptul că ți-o dat o sculă cum trebuie și nu mai vrea să o dai înapoi. Nu, nu, nu! E vorba despre faptul că Dumnezeu și-a dat Fiul, viața Lui a pus-o în locul tău. Atât de mult te-a iubit. Binecuvântat să fie El. Amin. Cum răspund la această iubire? Domnul zice așa, cine iubește pe Dumnezeu, ascultă de poruncile Lui. Și vreau în seara asta doar câteva dintre ele în încheiere. Una dintre cele mai importante porunci din Scriptură este porunca pocăinței. Că Domnul Iisus Hristos propovădea Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și spunea, care sunteți aici, din bisericile regionale, ortodoxe sau de altă confesiune sau de altă denominație, să știți că n-au inventat urcanii principiul și chemarea la pocăință și nici alertanii. Principiul pocăinței l-a enunțat Domnul Iisus Hristos. Zice, predica Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și din tot ce putea să spună Dumnezeu prin Fiul întrupat pe pământ, a ales două lucruri. Pocăiți-vă că Împărăția Lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Fiul. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pavel ia momentul acesta și în Areopagul din Atena, înaintea filozofilor, epicurieni și stoici, strigă și spune Dumnezeu, care este creatorul celui și la pământ și care stă în temple și nu omenești, nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci așa, ar fi bine, dacă ați vrea, ați vrea frumos, ar fi bine, nu, hai să vedem câteva avantaje, câteva dezavantaje și stă Dumnezeu așa cum era o târguială în care să ne spună, hai, mai lași tu, mai pun și eu, mai lași tu, mai pun și eu, te rog frumos, dinspre binele tău, dinspre binele meu, eu să am și eu cu ce să mă slăvesc, tu să ai și tu binecuvântare, mersi, așa ai? Nu există așa ceva în Scriptură. În seara aceasta, dacă îți pot comunica cu toată profuzimea și cu toată seriozitatea, că Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești, azi, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să pocăiască. Întoarce-te la Dumnezeu, lasă-ți căile păcatului. Amin. Și vină la pocăință. Amin. Amin. Păi zice Scriptura că tot Domnul Iisus Hristos a mai zis ceva. N-a dat numai pocăința ca poruncă și întoarcerea de la păcat și Domnul Iisus Hristos a spus și ucenicilor ce le-a dat porunca aceasta. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și am zis Domnul Iisus așa în Evanghelia după Marcu, capitolul 15. Cine va crede și să va boteza, va fi mântuit. Vezi, zice, da, asta-i banda voastră. Asta-i banda voastră. Da, să ne schimbăm. Lăsăm să spuneți tot acele lucruri. Da, dar știi că le știi și ești aproape? În seara aceasta, semnalul meu de alarmă este dacă le știi, nu ți este de folos dacă nu le-ai făcut. Fă pasul acesta în ascultare de Dumnezeu, că poți să spui că iubești pe Dumnezeu. Dacă n-ai trecut pe aici, viața ta nu este rezolvată. Relația ta cu Dumnezeu nu e rezolvată. Și apoi zice Scriptura că mai este un lucru pe care Dumnezeu îl poruncește. Și Sfânta Scriptură zice voia lui Dumnezeu este sfințire.
Și prin conceptul de sfințire, Scriptura înțelege acel proces greu, necesar, obligatoriu, important și progresiv, permanent, în care fiecare dintre noi, asemenea unui bloc mare de marmură care e întreg și care, cioplindu-se încet, încet, ia chipul și forma statuii frumoase și a capodoperei pe care autorul vrea să o vadă. Cei care ați călătorit și ați văzut statuia lui Michelangelo, dacă l-ați văzut pe Moise sau pe David, veți vedea că și șuvițele din barbă, și mâinile zbârcite, și gesturile făcute, și expresia feței, toate zugrăvite cu meticulozitate. Și spune că a fost întrebat, cum a ajuns ca dintr-un bloc mare de marmură să iasă o capodoperă? Michelangelo a zis, în fiecare zi îndepărtam ceea ce era nepotrivit. În fiecare zi îndepărtam ceea ce nu se potrivea. În fiecare zi dădeam la o parte ceea ce făcea din statuia aia ceva idos, ceva urât, ceva ineficient. Sfințirea este procesul în care Dumnezeu găltuiește încet. Azi un pic, mâine iar un pic, poi mâine iar un pic. Și folosește diferite dăți. Unele pe care le folosește sunt și păstorii. Alții sunt din familie. Altele sunt frații și surorile de trup. Alții sunt frații și surorile de la biserică. Mai folosește Domnul unde e piatra tare și unde e nodul mai mare. Mai folosește Domnul, nu știu, un caz și câte o suferință. Dar le folosește pentru că să realizeze în noi ceea ce așteaptă de la noi. Și anume sfințirea noastră. Ca să înfățișeze înaintea Tatălui. O biserică curată, fără pată, fără zbârcitură, care să-L zugrăvească și să-L imagineze pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul ei. Amin. Amin. Sunteți aproape? Probabil că în seara aceasta n-am văzut frate Ghiță, probabil că mulți dintre cei care sunteți aici, așa după cum vă văd, sunteți aproape. Vă va fi de folos să rămâneți doar aproape? S-a vestit cuvântul și probabil Dumnezeu vă va mai da har. Nu uitați că sunteți aproape și de moarte și de judecată. Cu câteva săptămâni în urmă, Dani a postat o tragedie mare. La sfârșitul unei adunări, la eliberarea serviciului, băiețelul unei familii a fost omorât de mașină. S-ar fi așteptat? Nu! În urma unui telefon, aflu că în America o colegă de liceu, în familia căror am fost foarte des căsătorită, doi copii, unul trebuia să vină pe drum, vine acasă soțul, 33 de ani. Și-a făcut un duș, s-a pus pe pat, în urma unui anevriz cerebral, a intrat în comă și la câteva ore după momentul ăsta a plecat în veșnicie. Și asta e o chestie care ține încă o dată de șubrezimea vieții pe care o avem. Nu ca să vă ameninți, nu ca să vă sperii, ci să vă reamintesc încă o dată cât de important e să nu te încrezi în ceea ce este șubred, în ceea ce nu e în mâna ta, în ceea ce nu e în viața ta. Zice, un om bucat s-a dus și a pus toate în rânduială și stă mare, mare, noi toți ani și a zis, mâncă pe ea, suflete, veselește, că acum ai viața de trăit, acum ai tot ce trebuie înainte. Și Scriptura a zis de Dumnezeu noaptea și a zis, nebunule, să vă cere sufletul. Cine-i stăpân pe viața lui? Nici unul dintre noi. Nici unul dintre noi nu știm ce se va întâmpla în pașii următori. Ne dăzduim că Dumnezeu ne va da har să încheiem seara aceasta. Să începem, sau am început o nouă săptămână și să o continuăm și să fim de folos lucrării lui Dumnezeu, întrebarea însă te-ai împăcat cu El? Dacă nu ești ca și cărturarul acesta, știți ce excelează cărturarul acesta? Că El știe. Că El știe. Că El știe ce să facă, că El știe ce-i bine, că El știe care e cea mai bună poruncă și al doilea lucru excelent în care pe care îl face, știți care îl face? Aprobă foarte bine. Că da, Doamne, așa-i. Așa-i. Ai dreptate. Da, ai dreptate, așa-i. Probabil că în seara aceasta mulți dintre cei care sunt de aici sunteți de acord cu mine. Acum că eu vorbesc și noastră nu puteți vorbi, nu mă contraziceți. Dar s-ar putea în anumite lucruri să nu fiți de acord cu ceea ce am spus. Dar în general, ce spune, da, Dumnezeu, așa e, așa trebuie, așa trebuie să facem toți. De ce nu ești gata să faci pasul ăsta? Iubești
viața mai mult decât pe Domnul. Și poftele, și plăcerile, și paharul, și țigarea, și pofta, și curvia, și necurăția, și toate lucrurile, tu ți le știi în inima ta acolo. Dar pe lângă tine le știi și Dumnezeu. Ele te despart de Dumnezeu cel viu. Renunță la ele. S-ar putea să zici, dar n-am niște relații, dar voi mai n-aș, dar ăla-i cu tare, dar ăla-i cu tare, dar nu pot să mă debarasez. Lasă-le, în cer vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu singur. Nimeni nu-ți va fi de folos. Luca 16 ne spune că un bogat a vrut să strige și nu l-au ajutat nici banii, și nu l-au dat nici relațiile, și nu l-au ajutat nici purpura, și nu l-au ajutat nici chefurile, nici bețiile, nici nimic. Zice Dumnezeu către el prin Avram așa: între noi și între voi este o prăpastie ca nimeni să nu poată trece de acolo la noi și de la noi la voi, deci pentru tine acum nu se mai poate face nimic. Deci nu te înșela! Că s-ar putea dincolo Dumnezeu să-ți mai îngăduie ca cei de aici de pe pământ, care te tot trag, care te tot țin, care nu te-ar lăsa să te duci, care nu ți-ar vrea binele, te vor ajuta. Nu se mai poate. Doi, nu lăsa lumina, nu lăsa iubirea de lume, nu lăsa firea, nu lăsa lucrurile acestea care îți pot mutotori viața să te cuprindă. Nu lăsa banii, nu lăsa iubirea de avere, nu lăsa lăcomia de bani, nu lăsa agonia după lucrurile acestea să-ți fure tot timpul, să-ți fure energia, să-ți fure viața ca trecut. Și să nu-i dai lui Dumnezeu energia ta. Și fă astăzi un lucru înțelept. Fă astăzi un lucru înțelept. Acceptă pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Amin. Vino la El cu pocăință. Poate unii veniți aici și stați în umână. Ați rezolvat poate anumite lucruri, ziceți, mă, mi-e rușine, nu am încă libertatea să mă duc să mă botez. Zice Domnul Iisus așa: cine îl mărturisește pe Fiul lui Dumnezeu înaintea lumii, și Tatăl îl va mărturisi, și Fiul îl va mărturisi înaintea Tatălui. Cine se rușinează de Fiul înaintea lumii, și Fiul se va rușina de El înaintea Tatălui. Dacă tu acum spui, eu nu vreau cu Hristos, într-o zi și Hristos va pune, eu nu vreau cu tine. Că tu ai spus că nu vrei cu El. De asta nu te rușina de ceea ce ți este de folos, de ceea ce ți este bine. Și vină la Domnul Iisus Hristos. Ia-mă în inima ta, încrede-te în El, vină înaintea Lui cu pocăință și intră în procesul de sfințire. Și astăzi trebuie să ducă una, și mâine trebuie să ducă alta, și poi mâine se mergea, și dincolo se mai rupe câte o bucată mai mare și doare mai tare, dar la sfârșit, chipul nu va fi altul. Deci Scriptura, așa spune Apostolul Pavel, din slavă în slavă, transformat după același chip cu al lui Hristos. Amin. Și ce frumos se va vedea. Și aici pe pământ Dumnezeu lasă în parte să se vadă asta, dar ce frumos se va vedea în cer. Când Ioan spune, vom vedea așa cum este, și vom fi ca El. Așa să ajute Domnul. Așa să vă binecuvinteze Domnul. Așa să ne binecuvinteze Domnul și pe noi. Așa să ne ajute Domnul tuturor să ne trăim viața. La final, toți cei care suntem aici, bucurându-ne că am fost aproape, să putem fi în împărăție. Amin. Mulțumim Domnului și pentru seara aceasta și pentru săptămâna aceasta. Mulțumim fratelui păstor pentru cuvânt. Nu s-a fie loc pentru cântare. În câteva minute încheiem cu rugăciune. Permiteți-mi, vă rog, mai aveți câteva momente răbdare. Încheiem o săptămână și simt că trebuie să spun câteva gânduri pentru dumneavoastră în seara aceasta. Am avut belșug de cuvânt în săptămâna aceasta. Am simțit prezența lui Dumnezeu peste adunarea noastră. M-am uitat la cei care ați venit, la modul cum ați ascultat. Am mulțumit în inima mea lui Dumnezeu pentru prietenii care au venit cu noi. Și în seara aceasta, unora dintre dumneavoastră și dintre noi ne poate spune Domnul, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ești aproape. Mai ai doar un pas. Avem noi o cântare care spune, sărmane, suflet în cer, păcate, lupți și pace n-ai. Azi Domnul vrea să fii salvat și tu afară stai, lângă ușă stai. Doar un pas mai ai, ești totuși osândit. Lângă ușă stai, doar un pas mai ai, te-l faci
Și unii stau de ani de zile lângă ușă. Și ceea ce mă surprinde când mă uit în Scriptură și văd că este o realitate în zilele noastre, este că Biblia ne prezintă oameni care au fost aproape de mântuire, de împărăția lui Dumnezeu, dar au ajuns să fie pierduți. Unul este cărturarul, altul este tânărul bogat. Cât de aproape de mântuire și totuși să fie pierduți. Dar tot Biblia ne prezintă oameni pe care noi am spune că sunt departe de împărăție, departe de mântuire și au ajuns să fie mântuiți. Zacheu, mai marele vameșilor, cine îi dădea lui șansă? Și totuși Iisus intră în casa lui și spune cuvintele acestea. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Tâlharul pe cruce. Cine i-ar fi dat vreo șansă? Departe de împărăție și de mântuire. Și totuși Domnul Iisus Hristos îi spune, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine? N-ai vrea să auzi cuvintele acestea? Cât mai vrei să stai departe? Sora noastră tânără a cântat o cântare frumoasă. Vreau să spun ultima strofă. Ascultă-mă cu atenție. E mult prea scumpă veșnicia s-o dai pe o umbră și pe un fum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot, să-L ai acum, nu mâine, acum. Ce alegi? Pe Hristos și Raiul? Sau să continui viața mai departe, stând aproape, spunând, de știu eu pastea, obișnuit cu așa ceva. Ești liber să alegi. Dar noi, și eu te încurajez, alegem pe Hristos. Amin. Pentru că alegându-L pe Iisus Hristos, alegi Raiul. Viața e scurtă. Moartea e sigură. Și-ar fi o mare tragedie să ajungi în iad după ce o viață întreagă ai fost aproape. Aș vrea să ne închinăm Domnului în rugăciune. Haideți așa cum stăm să ne plecăm înaintea Domnului. Ce te împiedică să-L alegi pe Hristos acum? Să alegi Raiul? La ce nu poți renunța? E atât de greu? Cere ajutor. Deschide-ți inima. Invită-L în inima ta. Spune-i, Doamne, nu mai vreau să fiu aproape. În seara asta vreau să fac pasul intrării în împărăție. Dar ca să fac pasul, să faci pasul intrării în împărăție, trebuie să-L inviți pe Iisus în inima ta. Fă lucrul acesta în aceste momente. Tatăl nostru Ceresc, ne închinăm înaintea ta. Cu mulțumire venim și în seara aceasta. Și îți mulțumim frumos pentru tot ceea ce ne-ai dat în săptămâna aceasta, în această zi, în mod special în seara aceasta. Mulțumim pentru cuvântul din belșug pe care ni l-ai dat. Mulțumim că ne-ai adus încă o dată aminte de dragostea jertfitoare a Domnului Iisus Hristos. Mulțumim pentru că Evanghelia a fost predicată într-un mod clar pe înțelesul nostru al fiecăruia. Și mulțumim, Doamne, că am acumulat din nou cunoștințe. Dar mulțumim că ne-ai făcut să înțelegem că nu-i suficient să știm, Doamne, ci trebuie să împlinim ceea ce știm. Mulțumim că și în seara aceasta, Doamne, ne-ai adus aminte că nu-i suficient să fim aproape de mântuire, de împărăție, ci că trebuie să fim în împărăția Ta. Și dorim să ne ajuți pe fiecare să facem pasul acesta.
De aceea te rog, în clipele acestea, Duhule Sfânt, stai în dreptul fiecărei inimi și pe cei ce se aproape și pe cei ce sunt departe, dă-le putere să intre în împărăția ta. Ducă dorim, Doamne, să ne bucurăm o veșnicie întreagă în împărăția ta. Mulțumim pentru că ne asculți și mulțumim pentru modul tainic în care vei lucra, pentru inimile pe care le-ai mântuit și le vei mântui în continuare. Slăvit să fie numele Tău. Pentru toți cei ce au venit în această săptămână, îți mulțumesc și te rog să-i urmărești cu dragostea Ta, să-i însoțești, să te apropii de ei și, Doamne, te rog să nu te îndepărtezi până nu vor primi mântuirea Ta. Mulțumesc pentru cei care au slujit cu Evanghelia și mulțumesc, Doamne, pentru cei care au slujit în mod special în seara aceasta, pentru fratele Sabin, pentru corul bisericii. Te rog să-i binecuvintezi. Te rog să le răsplătești jertfa lor. Să binecuvintezi biserica din Aleș, Doamne. Să binecuvintezi orașul Aleș cu mântuirea Ta. Îndură-te și de localitatea noastră. Și, Doamne, toți cei ce sunt rânduiți să capete viață veșnică, lucrează mântuire în inimile lor. Te rugăm să ne însoțești în săptămâna aceasta și să fii cu noi. Îți mulțumim, Tată, că ne asculți și te binecuvântăm. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin. Amin. Domnul să fie slăvit pentru tot ceea ce ne-a dat și în această zi, pentru belșugul de cuvânt pe care ni l-a dat în săptămâna aceasta. Din toată inima îi mulțumim lui Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor celor care v-ați făcut timpul din seara de seară să fiți la închinare împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze Domnul pe toți cu viață veșnică. Mulțumim musafirilor noștri, mulțumim la de păstori pentru slujire. Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru slujire prin cântare, prin poezie. Dirijor, ați îmbinat frumos pe cei noi, cu cei mai vechi în cor, voci frumoase și vă rog să spuneți fratelui păstor că întotdeauna în deplasare se cântă mai bine. Joci mai bine în deplasare. Așa suntem și noi. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Înainte de a elibera casa Domnului, dorim să duce salutul bisericii noastre, bisericii dumneavoastră, pentru anul 2020, 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Doamne ajută! Amin. Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să rămână cu noi. Amin. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă.